Al treilea război mondial nu pare niciodată departe în aceste zile, dar cât de aproape este lumea de un dezastru nuclear? Războiul din Ucraina a durat mai mult decât a crezut președintele rus Vladimir Putin. Forțele rusești se retrag din anumite zone, dar situația de lângă Cernobâl este una cu adevărat îngrijorătoare. Kremlinul a ridicat din nou spectrul utilizării armelor nucleare în războiul cu Ucraina, în timp ce forțele ruse se luptau să dețină un oraș cheie din sudul țării. Vicepreședintele al Consiliului de Securitate al țării a spus că Moscova ar putea lovi împotriva unui inamic care folosește doar arme convenționale, în timp ce ministrul apărării al lui Vladimir Putin a susținut că pregătirea nucleară este o prioritate. Comentariile de sâmbătă l-au determinat pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-o apariție prin link video la forumul de la Donha, să avertizeze că Moscova este o amenințare directă pentru lume. Probleme logistice neașteptate, o populație ostilă invaziei și o forță de rezistență ucraineană obținută, ceea ce înseamnă că țara a reușit să respingă o mare parte din armata rusă și chiar să revendice câteva victorii importante. Dar ambele părți par să se apropie de un impas, iar un război prelungit înseamnă mize mai mari și o șansă mai mare ca cineva să poată desfășura o armă nucleară. Rusia are aproximativ 6.000 de focoase nucleare, cel mai mare stoc de arme nucleare din lume. Într-un interviu acordat sâmbătă, Medvedev a spus că doctrina nucleară a Rusiei nu impune unui stat inamic să folosească mai întâi astfel de arme.